Ani mi mă bine taie și asta. Sunat, dar nu-mi răspunde. Micu? Eu? Pe mine? Uh-huh. Pe telefonul meu celălalt e clomă, pe Digi, mă spune. Mi l-a încărcat. E că se duce colegul. Da. Cred că să-mi dai două boluri, am dat pe benzină încă. Ia să-mi duc. Grevă japoneză la Muzeul de Istorie. Care e cauza? Cauza principală este că în spațiul public și politic din România actuală, cultura nu contează. Atât? Da, asta este... Alte revendicări? Salarizare. I-au zis pe colegii din spate, prima condiție pe care o cerem este legată de salarizare. Salariile în mediul muzeelor și a bibliotecilor din România, chiar dacă noi, specialiștii din aceste instituții, ducem o muncă fundamentală pentru educație, în primul rând, în țară și în lume, suntem plătiți nu conform muncii pe care o depunem, în niciun caz conform cerințelor pieței de astăzi, și nu conform gradului înalt de specializare pe care îl avem. Am înțeles că lucrați foarte mult ore suplimentare, care la fel nu sunt deloc plătite, sau măcar nu sunt luate în seamă. Da, lucrăm ore suplimentare și anume, sigur, muzeul trebuie să fie deschis în weekend și noi venim în weekend prin rotație, dar aceste ore suplimentare nu sunt plătite. Se compensează vreun fel? Aveți zile libere? Da, sunt recompensate prin zile libere. Ținând cont că nu sunt foarte mulți specialiști, cât e de greu după o zi liberă să recuperați timpul de lucru pierdut? Vorbesc că veniți în weekend, aveți poate o zi, două libere și după aia munca rămâne tot la dumneavoastră. Da, este greu pentru că într-una apare ceva nou de făcut. Apar acte noi de întocmit, apar răspunsuri la cereri care trebuie formulate și trimise în timp util. Sunt tot felul de evenimente pe care le organizăm și o zi liberă sau două, sigur că disturbă programul pe care ni l-am creat. Iar în weekend, pentru că trebuie să fim prezenți alături de publicul nostru, nu putem lucra încât să spun că recuperăm în ziua de weekend ce am fi putut lucra în ziua liberă. Cum o să fie primiți vizitatorii care vor să vină astăzi sau zilele următoare pe parcursul grădei? Cu același drag și cu aceeași iubire, dar trebuie în primul rând lor să le facem cunoscut faptul că ne-am săturat de modul în care suntem tratați. Pentru că se așteaptă de la noi și o facem cu drag de fiecare dată să performăm în fața publicului nostru și să-i întâmpinăm, după cum am spus, cu drag și cu iubire, însă nu vedem aceleași sentimente. Nu sunt reciproce din partea societății românești. Cât timp o să dureze aceste proteste? Cât trebuie.
Vă rog să-mi spuneți numele complet și funcția. Muzeograf Dr. Oana Alexandra Chirilă. Mulțumesc frumos!